Ce au în comun Ford Galaxy, Seat Alhambra și Volkswagen Sharan? Au fost construite ca urmare a unei colaborări între grupul VAG și Ford. Ce au în comun noul Ford Ranger, noul Volkswagen Amarok? Este simplu. Tot printr-o colaborare au fost create. Ce au în comun Ford Tourneo Connect, Transit Connect și Volkswagen Caddy? Aceeași chestie. Ford și cu Volkswagen au colaborat pentru a scoate două modele similare, aproape identice, pentru a le vinde într-un anumit segment de piață. Și acum vine noul Ford Explorer, care și el este construit ca urmare a colaborării dintre Ford și Volkswagen. Americanii și nemții colaborează și văd că nu se mai opresc, tot scot modele. E de bine, e de rău, asta vrem să aflăm astăzi. Nu vă speriați dacă veți vedea elemente de Volkswagen în noul Ford Explorer. Vă place, nu vă place, cum e pe albastru, așa e pe gri, așa e pe roșu. Avem cele trei culori. Vremea e bună, e caniculă și aici o să fie peste 30 de grade, dar aia este. Ne răcorim cu noul Ford Explorer. Made in Germany, apropo. Gata, nu mai lungim, Mașini cu Luci Popa începe! A, vrei să-ți iei mașină? O duci la mecanic, foarte bine, o duci la reprezentanță, și mai bine. O duci la prietenul tău care se pricepe la mașini, și mai bine. Dar ce se întâmplă dacă mașina e departe, în Germania sau în altă țară? Sau e de la licitații? Simplu, încearcă un raport car vertical. Acolo poți afla dacă mașina are kilometri dați înapoi, dacă a avut daune mici sau mari, dacă a fost taxi, dacă a fost inundată sau de America. Din păcate, chiar și cu noul raport car vertical nu poți vedea dacă s-a ascultat manele sau nu în mașină. Dar dacă vrei, ai reducere 20% în descriere sau folosește cod Luci Popa. V-am pupat! Nu vă faceți griji că nu este drum public, este drum privat. Avem propriul nostru drum privat, dacă vă vine să credeți ce ne-au pregătit cei de la Ford. Băi. Deci, hai să începem cu prețurile. Există acum o ofertă pentru Explorer. Dacă îl iei cu Rabla, este 39.500 de euro cu TVA inclus. Este o ofertă de lansare, o promoție a celor de la Ford. Ford, pentru cine nu știe, oferă destul de multe discounturi și oferă destul de multe promoții față de prețul de listă. Prețul de listă, dacă interesează pe cineva, este cu 8.000 de euro mai scump decât prețul de ofertă cu Rabla. Deci, poate puteți să profitați de această ofertă, în special ca și clienți de flote. Față de vechea generație de Explorer, noul Explorer este mai mic. Da, pentru că Explorerul celălalt era prea mare. Era frumos, era interesant, dar era un pic prea mare pentru piața europeană. Și era făcută în America, pe când noua generație este făcută la Köln, Colonia, în Germania, acolo unde înainte se făcea Fordul Fiesta. E bine, acum se face asta. Tot acolo a fost și desenată, proiectată, ce mai vreți voi să spuneți. Deci avem un Ford mai neamț decât multe modele Volkswagen. E o glumă, evident, dar într-adevăr, mașina asta este, poți să-i spui că este germană 100%. Are platformă de Volkswagen, făcută în Germania, proiectat în Germania și ce mai vreți voi. Și nu voi încerca să ascund deloc influențele de Volkswagen pe care le are această mașină, pentru că nici Ford nu le ascunde și aș fi ipocrit să spun că mașina asta nu are absolut nicio influență de la Volkswagen, iar acolo unde vom vedea influențe de Volkswagen, ele vor fi menționate. Dar pentru că n-aș putea să vă arăt, spre exemplu, cheia. Aceasta este cheia, care la prima vedere, dacă te uiți la ea așa, zici că e de Volkswagen clar. Deci încuiere, descuiere, portbagaj și scrie Ford aici. Întrebare întrebătoare, unde am mai văzut această cheie la o mașină pe canalul Mașini cu Luci Popa? La Fordul Tourneo Connect, pe care l-am testat, cred că acum un anișor. Dacă vrei să deschizi cheia fizică a mașinii, o poți deschide foarte ușor aici împreună cu brelocul. Deci dacă n-ai breloc pus la cheie, poți să ascunzi și partea asta. Și ce trebuie să știți, aici avem un material cauciucat, destul de interesat, dar care, dacă va sta cu alte chei în buzunar, se va toci în timp. Asta să țineți minte de la alte modele Volkswagen, Seat, Skoda, Cupra și așa mai departe. Că Audi nu cred că are cheie din asta. Dar influențele Volkswagen sunt resimțite de la cheie. Cam așa arată farurile noului Ford Explorer. Îmi cer scuze pentru musculița, care nu mai este, dar na, mașina a venit de la partea de test drive și măcar n-am fost eu în ea, am fost colegii de la Automarket. Acum, hai să revenim. Lumină de zi cu LED, avem Matrix LED la versiunile de top, versiunile de bază vin cu LED-uri normale cu fază lungă adaptivă. Aici avem luminile de ceață și luminile de cornering, deci au funcție dublă aici și dacă vrei să semnalizezi, atunci lumina de zi se transformă în lumină de semnalizare și ia să vedem dacă putem să reducem expunerea ca să arătăm mai bine LED-urile. Acesta este bulbul de Matrix LED. Deci LED în standard, Matrix LED cu antiorbire, opțional sau la versiunile superioare. Ce face acest Matrix LED? Practic nu iorbește pe ceilalți participanți la trafic, dar îți permite în continuare să ai faza lungă. Deci stinge exact LED-urile care i-ar orbi pe ceilalți participanți la trafic, așa cum am văzut și la alte modele. Și se jură că nu fură, dar l-am prins cu LED-ul în gură. Avem LED și pe semnalizare, pe o oglindă care, sincer să vă spun, nu-mi dau seama dacă e Ford sau Volkswagen. Sub această oglindă se află două camere care sunt folosite atât la blind spot cât și la camere 360 de grade. Aici avem camera 360 de grade, aici avem o cameră pentru blind spot, dar totuși cred că la generarea imaginii 360 este folosită și această cămăruță, măcar într-o mică măsură. Oricum nu aveam cum să avem altceva decât LED-a. Trendul auto numit banda LED care urnește stopurile nu a fost adoptat și în cazul lui Explorer, dar avem totul full LED, inclusiv luminile de ceață pe spate, inclusiv semnalizare, marșarier, ceață, tot ce vreți. Interesant este că dacă te uiți din spate, hai să spunem că ești în spatele mașinii, da, îi ducem expunerea un pic, observăm că semnalizările nu sunt atât de mari în comparație cu restul mașinii, nici luminile de ceață, nici luminile de frână, care nu au o dimensiune mult mai mare, sunt astea de aici, da? Și evident mai e al treilea stop de frână, care nici asta nu pare să fie atât de mare atunci când ești în spatele mașinii. Asta nu înseamnă, Doamne ferește, că nu vezi luminile pe care le emit aceste stopuri, dar trebuie să recunoaștem că suprafața e destul de micuță, vei? E cât un deget de Luci Popa, care, să fim sinceri, nici degetul, nici Luci Popa nu sunt foarte mari. Avem reflectoarele în partea de jos. Ce mă bucur în schimb este că nu au pus ca la Hyundai Tucson semnalizările aici, undeva prin China, știi, dacă mai săpai puțin, ajungeai în China. Acolo au pus coreenii de la Hyundai semnalizările la Tucson. Și cam așa cu luminile la Explorer. Vă plac? Nu vă plac? Spuneți-mi în comentarii și spuneți-mi și de design. Da, Explorer a devenit compact. E atât de compact încât este un picuț mai mic decât o Cuga, spre exemplu. Deci o Cuga are vreo 4.600 m, asta are aproape 4.500 m. În rest, lățimea, înălțimea și atât sunt aproape identice, însă apartamentul la Explorer este un pic mai mare. În ciuda apartamentului puțin mai lung, Explorerul are un diametru de bracaj ceva mai bun, 10,8 m față de 11,4 m. Dar cu garda la sol cum stă? Avem 19,3 cm la versiunea cu tracțiune spate și la versiunea cu tracțiune integrală avem 20,2 cm. Avem o gardă destul de mare. Asta este versiunea cu tracțiune integrală pe care o avem noi aici. Nu am ruleta să vă spun, însă să zic un 25 de cm ai ca să nu zgâri bara asta frumoasă gri așa de bordurile din București. Da, o poți folosi pe post de SUV, asta este un SUV, un crossover, are garda la sol destul de bunicică. Garda la sol e bună, doar că față de punctul cel mai jos unde se calculează garda la sol, bara asta nu e cu mult mai înaltă, vedeți? Adică nu e o diferență foarte mare. Ăsta este și motivul pentru care unghiurile de atac, degajare și rampă nu sunt extraordinare. În cazul de față avem 17 atac, degajare 24,8 și unghi de rampă 16,5 grade. Nu sunt extraordinare, dar nu e nici Ford Mustang. Hai să vedem botul lui Explorer, să vedem ce găsim pe aici. Avem o grilă destul de mare aici, în partea de jos și nu este, spre surprinderea mea, o grilă aerodinamică, așa cum găsim la multe modele, fie ele benzină, diesel, hibride, plug-in hibride, pe hidrogen sau electrice. Avem radarul pentru frânarea automată și pentru alte funcții, senzorii de parcare frontali și avem prizele de aer, într-adevăr, funcționale, reale, care sunt menite să scoată aerul pe lângă mașină și să creeze efectul ăla de outwash, practic tot aerul murdar care lovește mașina să se ducă, să traverseze și să ajungă în spate acolo unde este degajat. Recunosc că am întrebat la Ford și am cerut coeficientul aerodinamic, dar nu l-am primit. avem noua emblemă Ford albă, tridimensională, camera frontală și o bandă neagră pe care scrie Explorer. Sunt curios dacă poți să scoți, nu, nu e dintr-o bucată, se pot scoate, acestea sunt lipite. Deci vă dați seama că cineva are o matriță și le pune tic, tic, tic pe fiecare în parte. Am crezut inițial că ăsta e plasticul cu literele ieșite, dar ele pot fi scoase. Capota are un design destul de simplu, elegant, frumos, nu iese cu nimic în evidență, dar tot designul mașinii este curat, este elegant. Este o frumusețe subtilă, să-i spunem așa, o frumusețe tăcută. Seria de șasiu W Germania, F Ford și restul este istorie. Deci o mașină nemțească cu serie de șasiu nemțească. Ștergătoarele. 1. Pot fi ridicate de către vecinii nervoși fără să lovească capota și să-ți strice vopseaua. 2. Nu au carcasă. 3. Nu au duzele integrate. Nu că m-aș fi așteptat la nivelul ăsta, dar ce pot să vă spun este că ceva similar am văzut pe modelele Volkswagen. Deci cred că astea sunt luate de la Volkswagen. Și vă mai spun ceva ce e luat de la Volkswagen. Pentru cine are Ford, știe că poți să-ți cumperi un pachet de iarnă care vine cu scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit, da? Aici avem scaun încălzit standard, volan încălzit standard, dar parbrizul încălzit deloc. De ce? Pentru că Volkswagen nu pune, iar asta este o platformă de Volkswagen și cred că au luat parbrizul de la furnizorul platformei de Volkswagen și atunci nu avem parbriz încălzit pe acest Ford. Dar parbrizul este laminat și, apropo, știați ce sunt punctele astea negre care devin pata asta neagră din extremitățile parbrizului? Ei bine, aceste puncte negre absorb căldura astfel încât parbrizul să nu crape din cauza căldurii. Oglinda am văzut că este vopsită în culoarea neagră, nimic greșit aici. Dar avem și montantul vopsit în culoare neagră, însă plastic, da? Deci nu avem metal, avem plastic. Este practic un ornament de plastic care se pune peste montant. O să vedem la capitolul vizibilitate dacă strică chestia asta, că oglinda e montată aici, da, la îmbinarea dintre montant și ușă, nu este pe ușă. O să vedem dacă afectează. Am condus mașina asta peste 100 de km astăzi, azi dimineață, de când am ajuns în Slovenia. Nu am simțit că ar strica vizibilitatea. Oglinda vine cu blind spot și se pliază. De obicei nu vă arăt ușa atât de devreme, însă vreau să punctez ceva. Pe lângă faptul că avem chederele groase, deci nu am ce să-i reproșez și avem protecția asta de plastic care acoperă ușa, ete pe aici să nu intre un pic de mizerie, dar nu cred că va fi o problemă, cred că ai niște scurgeri. Nu! Hai să vă arăt chestia cea mai tare. Fiți atenți aici. Deci, material moale, material moale, material moale, mână de Volkswagen, butoane de Volkswagen, frumos, deschis portbagajul de aici, buzunarele sunt imense. Aveam eu o sticlă de apă și voiam să vă arăt, deci buzunarele chiar sunt mari, dar plastic tare și nu sunt capitonate. Child lock, încuiere, gata, e cu touch, mamă ce sensibile, ok. De aici setezi oglinzile, am stabilit asta, dezaburire și pliere, da? Geamul închis de aici, la fel, dacă vrei să treci pe spate mai apeși o dată. Asta am mai văzut la modelele Volkswagen, nu este nimic greșit aici, însă hai să vă arăt un easter egg pe care nu cred că multă lume știa. Ține apăsat pe ăsta de rear până clipocește, da? Și acum, de la orice buton ai deschide sau închide geamurile, se închid toate în același timp. Bă, dă-le naiba! Și ține așa până când ai tu chef. Cu toate că nu avem geamuri duble, trebuie remarcată grosimea geamurilor la Explorerul ăsta peste medie. Jantele pe noul Ford Explorer pleacă de la 19 inci, însă atunci când va veni pe piață și versiunea de bază de 170 de cai putere, s-ar putea să primim jante pe 18 în standard. 19 pe versiunea intermediară și pe versiunea de top, aici avem un premium cu jante de 20 de inci. În general, jantele au formă din asta aerodinamică, în general arată bine. Însă, ia fiți atenți, acilișa, la dimensiuni. Avem 235 pe 50 pe 20 extra load pe față și pe spate avem 255 pe 50, nu, pe 45 pe 20 extra load. Alea pe 19 sunt 235 cu 55 și 255 cu 50. Astea sunt 50 cu 45. Nu de mult astea erau dimensiuni de X5. Acum le găsim și în clasa compactă. Deci n-ar trebui să avem pierderi de tracțiune nici la versiunile cu tracțiune spate. În ceea ce privește anvelopele, avem Continental Eco Contact 6Q, niște anvelope cu rezistență redusă la înaintare, care sunt folosite și de Dacia, de Renault, de Mercedes, sunt folosite cam de toți producătorii, vin fabrică pe multe, pe Kia, pe Hyundai, sunt niște anvelope folosite în industria asta foarte, foarte mult. Șanse mari dacă ții o mașină nouă să primești EcoContact 6 sau EcoContact 6Q. În ceea ce privește suspensia, avem frânsă în față independentă, spate fără amortizoare adaptive, însă Volkswagen a declarat: noi am folosit alte amortizoare față de Volkswagen, am folosit altă setare astfel încât mașina să se conducă precum un Ford, nu un Volkswagen. Se conduce precum un Ford și nu precum un Volkswagen. Asta o să fie la proba de condus, dar dacă vreți să vă dau un hint, e da. Antifonarea este pâslă pe față, pe spate, sincer chiar n-am verificat, ar trebui să fie tot pâslă, da, tot pâslă este și pe spate. Dacă vreți să știți care sunt punctele care creează zgomot la mașina asta, odată anvelopele, mai ales pe niște suprafețe destul de abrazive, și oglinzile pe autostradă. Acolo am simțit un pic de zgomot de vânt și da, simte un pic de zgomot la rulare. Când ai niște anvelope de 2,55 pe spate, pe o compactă, normal să auzi și un pic de zgomot de rulare. Nu am găsit dimensiunea discurilor de frână, însă pot să vă confirm că pe față, dacă ții versiunea cu tracțiune integrală, primești discuri pe față mai mari. În schimb, pe spate, asemenea multor modele Volkswagen, primești tamburi. Se vede că cei de la Ford n-au reușit să scape de chestia asta. Volkswagen are 4 modele, Cupra 2, Skoda 2 și Audi 2 în gamă, care sunt construite pe platforma asta, care au tamburi pe spate, la prețul mult mai mari decât cele ale acestui Forduleț. Hai să vedem ce mai știe să mai facă cheia asta de Volkswagen. Keyless, evident. Deschidem. Ia, se închid geamurile din cheie. Deși, da, se închid geamurile din cheie, se deschid. Deși am observat că la multe modele Volkswagen nu se mai deschid. Uite, avem toată suita de funcții. Bine, 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 bine de tot. Dar mânerele astea sunt luate de pe Volkswagen. Fix de pe Volkswagen. Apropo, hai să facem un test de sunet, să vedem cum se aud ușile la o mașină făcută în Germania. Cred că o să țină de echipare, dar avem geamuri fumurii pe spate. Hai să vedem cum sunt materialele în spate. Tari, la fel ca la Volkswagen, tari, moale aici, ca să ai și tu o cotieră pe care să ții, tare, mâneri de Volkswagen și buzunare din nou imense, foarte mari, încape aici tot salariul unui parlamentar. Cât de ușor se intră în spate dacă vrei să folosești mașina asta pe post de Uber Bolt. Hai să vedem. Hop, destul de ușor, dar deschiderea ușii mi-ar fi plăcut să fie un pic mai largă. Aici avem un element de design menit să ascundă masivitatea montantului C, care e cam de aici până pe aici. N-ar fi el foarte masiv, însă avem plafonul plutitor, să-i spunem așa, parcă plutește. Și da, aici avem situația cu geam, un geam destul de măricel, menit să-i ofere mașinii o cabină mai aerisită și o vizibilitate mai bună, spun eu, atunci când te uiți în spate. Și un unghi mort mai mic, evident. Bine că dacă e să ne uităm din unghiul ăsta, observăm multă suprafață vitrată. Zici că n-au folosit tablă deloc, dar avem plafonul panoramic, geamuri, lunetă, tot. Din unghiul ăsta se vede toată suprafața vitrată pe care o are mașina asta. Evident, plafonul ăsta nu-l primiți pe toate versiunile, doar la premium îl puteți lua opțional. Trecem în revistă repede și pragul cu Explorer. De sus în jos nu poți să vezi deloc în mașină, ceea ce e destul de interesant. Dar putem vedea de aici antenuța mică aerodinamică. Atât în față cât și în spate, noul Explorer îmi dă un vibe așa de Ford Flex, care era un SUV de dimensiunea Edge-ului, doar că era un pic mai pătrățos, avea aproape forma noului Explorer. Arată destul de interesant de la spate. Eleron pentru aerodinamică avem, eleron lateral pentru aerodinamică avem, să arunce tot aerul, să se ducă, să nu facă vortexul. Vortexul e ca atunci când mergi cu decapotabila la viteze mari și ai un păr foarte mare. Când ajungi la destinație, părul e așa. Ei, aerul ăla strică și coeficientul aerodinamic al mașinii, ba chiar mai mult decât aerul care lovește mașina din fața în anumite cazuri. Luneta e destul de scundă Ștergătorul este destul de micuț în consecință. O bară neagră, încă o dată Explorer, deci avem Explorer atât în față cât și în spate. Emblema Ford, ceea ce este interesant pentru că mulți producători acum scriu numele mașinii, nu mai pun toată emblema. Și dacă vrei să deschizi portbagajul, ai aici, lângă cameră, maneta. Evident că ai haion electric, o poți deschide și din cheie. Și mai avem aici un pseudodifuzor, așa, cu rol aerodinamic, însă care nu se vede din unghiul ăsta neapărat. Senzorii de parcare sunt și ei la locul lor. Cum stăm cu portbagajul? Hai să vedem dacă este electric. Bine, electric este. Vreau să vă... Opa! Cazaciocul a mers repede, dar m-a simțit pe mine. Eu ar fi trebuit să mă dau mai mult în spate. Hai să încercăm o dată. Gata. Merge foarte repede cazaciocul. În centru e super rapid. Bine, Ford. Și am găsit prima emblemă Volkswagen, dar am mai găsit una interesantă. Audi. Portbagajul 470 de litri. Hai să vedem ce ne oferă. Cârlic pe parte, cârlic pe parte, lumină pe parte, lumină pe cealaltă parte și aici avem o priză de 12V și evident că pe partea cealaltă nu mai avem prize de 12V. Avem două spații de depozitare, unul cu această curelușă, unul fără această curelușă și, după cum putem vedea, avem o margine de încărcare nu foarte înaltă. Asta e de bine, dar dacă ai nevoie de mai mult spațiu, iei podeaua falsă și o pui frumos. Stai că nu e așa, e ok, așa. O pui jos și ai mai mult spațiu. Dar mai e o șmecherie, cumva, că mai ai un despărțitor aici. Și cred că vine așa. Da, mă, așa este. Ai dita mai despărțitorul, bravo! Și mai avem aici un mic spațiu, mai mult sau mai puțin, de depozitare. Și dacă vreți să montați un suport de biciclete sau mai știu eu ce altceva, aici se află, da, punctul de montaj. Când vrem să punem la loc podeaua falsă, se pune foarte ușor și dacă vrem să introducem obiecte voluminoase și să rabatăm bancheta, podeaua este plană, aproape plană, dar nu-ți dai seama de diferență, e plană. Avem ski hatch, Doamne ajută, și poți să rabatezi bancheta destul de ușor. Bine, mai ușor e dinăuntru, dacă ești micuț așa ca mine și n-ai mâinile lungi, dar pac, și s-a prins ski hatch-ul de restul banchetei. Asta e foarte tare. Bancheta se ridică la loc destul de ok, destul de greuță partea asta de banchetă, dar nu trebuie să-ți faci griji, centura nu va fi prinsă atunci când o ridici. Dacă vi se pare că s-a schimbat culoarea mașinii, așa este. Acum avem un model cu tracțiune în spate, pentru că suntem în a doua zi. Filmarea s-a împărțit pe două zile. Trei mențiuni mai vreau să mai fac. 1. Jantele maxime sunt de 21 de inci, nu de 20 de inci cum avem aici. 2. Senior designer a fost Liviu Tudoran, un român. Deci dacă vă place mașina, să știți că senior designer este un român. Și 3, am aflat și coeficientul aerodinamic, este de 0,29, ceea ce nu este rău pentru un SUV. Și vă spun care este principalul factor pentru care coeficientul nu este mai bun, este lungimea și faptul că este tăiat așa pătrățos. Să fie sub 30 la o mașină atât de pătrățoasă e foarte bun. Dacă deschidem capota, observăm că nu avem amortizoare, nu avem antifonare, nici nu avem de ce să avem, pentru că mașina nu are motor aici, decât dacă primești versiunea cu două motoare, tracțiune integrală, care are un motor trifazic cu inducție aici în față. Dar la versiunea cu un singur motor nu avem aici decât sistemul de climatizare și niște electronice conexe. Și motivul pentru care nu avem aici un franc este pentru că cei de la Ford ne-au spus că ai nevoie de vreo 8 cm de zonă de deformare și că nu avea rost să pună un franc, dar că vor exista francuri aftermarket pe care le putem pune dacă vom dori aici. Și pentru că nu avem nici roată de rezervă, avem kitul de pană pus aici în față. Iar platforma folosită este MEB, platforma modulară pentru vehicule electrice. Ce înseamnă MEB? Înseamnă o platformă în stil sandwich, adică motor spate în principal, motor față auxiliar și o baterie montată între punți. Vor exista la început 3 versiuni de Explorer. Versiunea de bază de 170 de cai putere cu baterie de 52 de kWh, care e posibil să folosească încă motorul APP, care este posibil să folosească în continuare motorul APP 310, asta vine de la cuplu maxim pe care îl dezvoltă motorul, 310 Nm. APP vine de la faptul că puntea, motorul și cu transmisia cu o singură treaptă sunt montate în paralel. Împreună tot ansamblu cântărește undeva la 90 de kilograme. Motorul este produs în Germania la Kassel, unde stă un prieten de-al meu, sau pentru modele de China, în China. Iar rotorul și statorul sunt produse în Italia de către o firmă italiană. Următoarea versiune, asta de fapt, de 286 de cai putere, a primit motorul APP 550, adică o versiune îmbunătățită printr-un invertor mult mai eficient. Următoarea versiune a primit APP 550. Aici avem un APP 550. Ce înseamnă APP 550? Puterea a crescut de la 204 cai la 286 pentru versiunea echivalentă, să-i spunem așa. Deci 170 de cai a rămas 310, 204 s-a trecut la APP 550. Ce înseamnă acest lucru? 550 Nm cuplu sau 545 în funcție de versiune. Asta are 545, nu că ar conta. O eficiență sporită datorită unui invertor nou, dar în principiu dimensiunile și greutatea au rămas identice. La această versiune avem 286 de cai putere, 545 Nm, 100 în 6,4 secunde, iar viteza maximă este de 180 de km pe oră. Modelul pe care l-am prezentat ieri era versiunea AVD, acela cu motorul trifazic pe puntea față. În total avem 340 de cai putere, 545 Nm pe spate, 134 Nm pe față, 100 în 5,3 secunde, aceeași viteză maximă de 180 de km pe oră. Sincer, dacă n-ai nevoie de tracțiune integrală, asta cred că este cea mai echilibrată versiune, baterie mare și cea mai mare autonomie. Bateria, așa cum am descoperit într-un articol care a fost publicat acum câteva zile, este produsă de către chinezii de la CATL, cea mai mare companie producătoare de baterii electrice din lume. Este o baterie litiu-ion, nichel, mangan, cobalt, care vine în două arome, să spunem așa. Tracțiune spate 77 kWh net, tracțiune integrală 79 kWh net. Cu toate astea, asta cu un singur motor este mai eficientă, are o autonomie ceva mai mare, 602 km versus 570 și ceva pentru versiunea cu tracțiune integrală. Acum depinde de preferințe, eu sincer aș lua-o pe asta. Trebuie menționat că pompa de căldură vine opțional pe Explorer, așa cum vine și pe restul modelelor care folosesc această platformă, dar există un sistem de management al bateriei, preîncălzire, prelăcire și așa mai departe. Pentru că se știe că testele de autonomie sunt făcute, hai să spunem, în condiții ideale, fără climă și așa mai departe. Autonomia pe care eu am scos-o real cu mașina asta, am mers în oraș, am mers pe drumuri virajate, am mers pe autostradă, am mers destul de mult pe autostradă. Cu toate astea am scos un consum de 18,7 kWh. Asta înseamnă, în teorie, o autonomie de 411 real cu mașina, ceea ce nu e neapărat rău, având în vedere traseul mix pe care l-am avut, clima în blană, și aici sub 30 ceva de grade, deci am mers decent. Fără climatizare treceam de 500 lejerean. Iar pe autostradă am mers 130 pe pilot constant. 8 ani, 160.000 de kilometri, avem garanție pentru motor și baterie și am făcut și o rimă. Și acum hai să vorbim despre încărcare. Ia! Ce avem aici? Avem un AC Type 2 la 11 kW. Asta înseamnă un timp de încărcare de la 0% de 8 ore 35, deci dacă ai un wallbox ceva, poți să ți-o încarci lejer peste noapte. DC-ul diferă în funcție de baterie și hai să vă arăt ceva interesant. Parte ce scrie aici? VVAG și pe altă parte România. Deci noi facem plasticele pentru portul de încărcare, dacă nu chiar tot portul de încărcare. Avem așa, 135 kW putere de încărcare la versiunea de 7.7 și timp de încărcare 10, 80%, 28 de minute. Putere medie 120 și fiți atenți aici, la bateria un pic mai mare de 79 kWh avem așa 185 kW putere de încărcare. Ok, pare wow, da? Pare mult mai mare, dar de la 10 la 80% timpul de încărcare e 26 de minute, deci doar cu 2 minute mai puțin. Ei, 2 minute mai puțin înseamnă că viteza medie de încărcare de la 10 la 80% e 135, adică cât e puterea maximă la cealaltă, dar viteza medie la cealaltă e 120, deci nu e așa de mare diferența medie de încărcare și asta ne interesează pe noi, media, nu maxima. Deci dacă vreți să vă luați AVD doar pentru că are 185 încărcare maximă, gândiți-vă că este doar pe un fragment, doar pe o porțiune foarte mică din baterie putem încărca cu 185, în rest contează foarte mult media, deci avem 120 media la asta și 135 la AVD. Ei, din nou, eu aș merge pe versiunea asta. Nu am curba de încărcare, dar am putut să vă spun viteza medie. Mi-am dat seama că nu v-am spus masa mașinii, e 2,1 tone, așa cum o vedeți aici. Ușor, ușor trecem la interior, care este un mix între Volkswagen și Ford. Scaunele, hai să începem cu ele. Scaunele nu au o denumire anume, dar sunt foarte similare cu cele Ergo Comfort pe care le regăsim pe modelele grupului Volkswagen. Până și butoanele astea sunt la fel, până și comenzile astea sunt la fel, doar că scrie Ford aici. Ceea ce diferă totuși, mi se pare că șezutul e un pic mai scurt față de produsele VAG și avem tetiera integrată. Mai există scaune, nu știu, pe la Cupra am mai văzut cu tetieră integrată, însă avem o gaură acolo. La Ford nu avem acea gaură, sunt full scaune, hai să le zicem sportive așa, sau arată sport, dar nu sunt neapărat sport pentru că sunt și destul de confortabile, cu susținere laterală, cu piele din asta ecologică cusută și cu, aici avem inscripția de airbag central. Evident, mașina asta are airbag central, astfel încât în cazul unui impact lateral, cei doi pasageri să nu se lovească între ei. Un lucru care nu sunt eu probabil cel mai de acord este ăsta. Te sui pe scaun, toate bune și frumoase, ai uitat ceva în portbagaj, ieși din mașină sau îți iei fundul de pe scaun, mașina se oprește cu totul. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că toate sistemele de asistență pe care tu le-ai dezactivat se vor reactiva. Se oprește încărcarea, se opresc absolut toate. Când pui fundul pe scaun, încep auxiliarele. Dacă apeși pe piciorul de frână sau pe acel buton de aici, pornește contactul și dacă vrei să pornești mașina, atunci trebuie să faci să o bagi în viteză și atunci ea pornește cu totul. Dar nu sunt neapărat de acord cu metoda asta. Așa, poziția e bună. Ai foarte multe reglaje, poți să reglezi și șezutul, dar și tot scaunul pe înălțime. Reglaj lombar, scaunul se simte bine, nu am ce să-i reproșez. Da, pe total o poziție la volan bună. Poziția la volan care este dată și de volan. Are foarte multe reglaje, îmi place, subțire cu decupaje, se mișcă ușor. Manetele necesită un pic de obișnuință dacă n-ai mai condus un Volkswagen modern, dar dacă ai condus un Volkswagen modern, aceste comenzi sunt aceleași pe care le găsești la ID Buzz, ID 7, ID 45 facelift și așa mai departe. Deci, dar odată ce te obișnuiești e foarte ușor, inclusiv cu luminile, inclusiv cu schimbătorul drive, braking, reverse, neutral, park. N-ai nicio problemă. Volanul are forma asta de squircle. Nu mă deranjează forma pentru că el este subțire. Butoanele sunt fie cu press, dar cu feedback haptic, fie cu touch. De fapt, ele sunt toate cu touch, doar că îți oferă un feedback haptic când le apeși. Sunt exact butoanele de Volkswagen cu alt skin peste, te obișnuiești cu ele, ce pot să spun? Sunt ideale? Probabil că nu, dar sunt mai greu de apăsat din greșeală decât la Volkswagen. Cumva Ford le-a bibilit mai bine. Tot de la Volkswagen sunt luate și comenzile pentru lumini, care sunt cu touch. Mai puțin astea de ceață care sunt prin apăsare fizică. Hai să continuăm cu materialele, nu-l avem pe Nelu Ciocanelu cu noi astăzi, pentru că evident n-ar fi arestat la security la aeroport, dar hai să vedem. Aici avem tare, aici avem soundbar-ul despre care vom vorbi imediat, aici material tare, tot așa tare, imitație de fibră de carbon, plastic tare, aici avem moale, deci unde pui mâna și în zonele astea albe, bej, cum vreți să le spuneți, vom avea material moale, aici este tare, aici este tare, cotiera este moale, e surprinzător de moale chiar. Deci au făcut-o ca să stea oamenii bine. Și în zona asta de jos tot tare. Plafonul are burete în el, parasolarele sunt destul de tari și cam așa sunt materialele în interiorul noului Ford Explorer. Acum, sincer, hai să vă spun o chestie. Astea sunt materiale de Volkswagen. Ce găsiți aici? Le regăsiți și pe celelalte modele Volkswagen construite pe platforma asta. Deci au același furnizor de materiale. Astea nu sunt materiale care le găsești pe Forduri în general. Și nu, asta nu înseamnă că sunt mai bune sau mai proaste. Nu, pur și simplu textura lor este cea folosită de modelele Volkswagen. Acum hai să trecem la spațiile de depozitare, iar aici avem mult de vorbit. Dacă mergem în zona asta de jos, ce observăm? Un spațiu de depozitare pentru diverse obiecte mai micuțe, cum ar fi, nu știu, o gentuță și ia fiți atenți aici, în caz de accident, aceasta este un alta cu care spargi geamul și scrii Ford pe ea. Scaunele vin în standard, electrice cu memorie și cu masaj. Nu trebuie să plătești în plus pentru acest lucru. Ecranul este și el un spațiu de depozitare, sau mă rog, SYNC MOVE, care are personal locker. Dar practic ai un spațiu de depozitare aici care este secret. Dacă cineva n-a mai văzut Ford Explorer până acum, nici n-ar ști care avea ecran aici. Apeși, se aude, da? Se deschide electric acest compartiment, hop, și îți pui obiectele valoroase. Ceea ce este interesant este că dacă vine cineva să-ți fure mașina și îți sparge mașina, dacă nu are cheia, acest compartiment nu se va deschide. Deci obiectele tale valoroase vor rămâne acolo. Aici este zona de telefoane sau alte obiecte mici. Pui un telefon aici, pui un telefon la wireless charger, cam atât. Urmează suporturile de pahare care nu au bază cauciucată decât dacă vrei să folosești aceste piciorușe pentru băuturile scunde, astfel încât să poți să iei o băutură chiar dacă este mai mică de aici. Deci foarte tare aceste piciorușe, îmi plac și sunt și cauciucate, dar asta nu este totul, urmează ceva și mai tare. Deschidem cotiera și totul pare normal, da? Avem o tăviță pentru monede, chei și alte obiecte, da? Avem aici un despărțitor dacă vrem alte obiecte. Cotiera este capitonată, da? Dar ia fiți atenți aici, putem să scoatem cu totul suporturile de pahare și după cum se poate vedea, are loc aici. Wow! Deci suporturile de pahar au loc aici dacă vrei să le folosești. Asta este foarte tare. Bun, și acum ne mai rămâne dita mai spațiu. Ce facem cu dita mai spațiu? Putem să luăm despărțitorul, să-l folosim. Așa, 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 peste tot. Un loc unde putem să folosim despărțitorul. Mai poți pune aici alte obiecte, alte accesorii pe care Ford le vinde, cum ar fi suport de telefon sau multe alte chestii care intră fix în acest compartiment dacă nu vrei să folosești suporturile de pahare în zona asta. Dar există și această soluție. Ia fiți atenți aici. Încape un laptop întreg în această cotieră care are 17 litri, 17 litri. Bravo Ford! Ei, așa se utilizează spațiul corect. Mai vreți spații de depozitare? Mai avem. Avem și un torpedo care nu este atât de adânc pe cât m-aș fi așteptat. Dar e bine că îl avem și pe acela și cam atât cu spațiile de depozitare, cel puțin în față. Hai să vorbim despre ergonomia acum. În zona asta nimic nu mă deranjează. Pe unii s-ar putea să-i deranjeze chestia asta cu cele două butoane în loc de 4. Butonul de portbagaj se află aici și butoanele de scaune puse cât se poate de ergonomic. Comenzile pentru lumini, trebuie doar să țineți minte că ele sunt cu touch, dar sunt amplasate bine acolo. Manetele nu m-au deranjat, am reușit să folosesc ștergătoarele și luminile și tot ce am avut nevoie fără nicio problemă. Schimbătorul deja m-am obișnuit cu el pentru că l-am condus pe o grămadă de modele care folosesc această platformă și nu numai, că mai sunt și alți producători care au implementat această soluție. Aici avem butoanele pentru pilot automat, am folosit pilotul automat care, apropo, este capacitiv, nu este rezistiv și foarte ușor de utilizat butoanele, distanța, set, resume, viteză, close și așa mai departe și aici selectez modul. Plus reglajul de volum, auziți sunetul ăsta, este sunet de Volkswagen, nu e de Ford. Destul de ușor. Poți să apeși dacă vrei, dar e mult mai ușor să dai cu swipe. În zona asta avem butoanele pentru tabloul de bord, o să-l vedem imediat ce funcții putem găsi aici, plus next track, previous track, deci audio e jos și fiecare... și volanul încălzit aici, ce tare, era să nu-l văd, plus next, comenzi vocale și așa mai departe. Butonul de start pentru cine are nevoie, USB-urile, USB-C-urile sunt aici. Ce trebuie să țineți minte la USB-C-uri? Dacă vreți să umblați la USB-uri și umblați așa, mare atenție să nu atingeți panoul ăsta cu touch. Observăm că se întâmplă niște comenzi dacă atingeți în zona aia. Volum, avarii sau parcare. Spațiul e bun. Apoi, mut, volum, avarii și butonul pentru senzor de parcare și cameră, o să arătăm imediat. Cotiera, ați văzut-o. Hai să mergem în zona asta de sus. Parasolar. Cu lumină, evident, parasolarul nu se extinde, avem mâniere la toate ușile, deci nu doar la cele 3 fără șofer, în zona asta, la fel parasolar cu lumină și toate modelele care sunt construite pe MEB au chestia asta. Lumină pe senzor de proximitate. Oglinda este electrocromă, nici nu ne așteptam la altceva în banii ăștia. Senzorul de temperatură pentru climatizare este acolo și avem microfoanele pentru Bluetooth. Mai avem și soundbar-ul B&O despre care vom vorbi când ajungem la momentul sistemului de infotainment. Dar cam asta este ergonomia lui Ford Explorer. Centurile de siguranță nu sunt reglabile pe înălțime și în spate îmi place că avem curling. Deci, pe total, ergonomia e bună, necesită un pic de acomodare. O să vorbim despre climatizare. Clienții au vrut climatizarea mereu să fie prezentă aici. Din punctul ăsta de vedere, cei de la Ford s-au conformat. Dacă vrei să intri în meniul principal, o să vedem la sistemul de infotainment. Acesta este head-up display-ul care îți oferă informații despre viteză, limite de viteză, pilot automat, muzică și navigație. Deci ai toate informațiile de care ai putea avea vreodată nevoie pe acest head-up display. Unii îl folosesc, alții nu. Eu îi găsesc utilitatea uneori. Acesta este tabloul de bord. Dacă pornim mașina, să punem și în drive, suntem pe autohold, deci nu o să se întâmple absolut nimic. Acestea sunt informațiile. Ia să vedem. Mergem în stânga și putem să schimbăm aici pilotul automat, tot pilot automat, doar că cumva arată altfel. Apoi mergem în meniul central, avem viteza, range-ul, procentajul, farurile, tot. Multe informații pe un ecran atât de mic, dacă este să mă întrebați pe mine. Și mai avem și această zonă. Doar dacă îți pui centura. Meniul de navigație și de computer de bord îl accesezi doar dacă îți pui centura. Asta este foarte tare. Ecranul acesta l-am mai văzut și pe alte modele care folosesc această platformă. Nu este nimic nou, doar că cei de la Ford au pus mai multe informații sau aparent cu fiecare evoluție de soft se mai pun informații față de primele generații și atunci ecranul ăsta, chiar dacă e mic, îți oferă cam toate informațiile de care ai nevoie, indiferent de situație. Cred că chestia asta poate să fie folosită și pe post de racletă. Hai să vedem sistemul de infotainment SYNC MOVE. De ce se numește SYNC MOVE și nu este SYNC 4? Pentru că este sistemul de la Volkswagen cu skin de Ford. Asta e meniul de Apple CarPlay și Android Auto. Este unul dintre cele mai mari ecrane de CarPlay și Android Auto din industrie. Și îmi place. Îmi place să am un CarPlay mare, îmi place să am un Waze mare, îmi place să am un Google Maps mare. Și dacă intru în YouTube Music aici, am toate chestiile astea, toate release-urile, toate playlist-urile, tot ce îmi trebuie. Nu mai stau să mai caut, nu, le am pe toate pe ecran. Mă bucur că am început cu Apple CarPlay. Aici este meniul principal. Dacă ținem apăsat pe acest meniu, poți să adaugi tu o pagină cu ce informații vrei tu. Tu ți le alegi, uite. Apropo de personalizare, mai vreau să mai arăt chestiile astea. Poți să mai personalizezi butoanele astea două, să pui ce vrei tu de aici și poți să mai personalizezi butoanele acestea cu ce vrei tu din climatizare. Strict informațiile de care tu ai nevoie le poți personaliza. Asta mi se pare foarte tare. Hai să mergem la meniul de climatizare. Acesta este meniul de climatizare, selectăm pe unde intră aerul, mașina intră în modul eco dacă nu ai pasager pe locul din dreapta, recirculare și multe alte setări. Volan încălzit, scaune încălzite, am spus vin în standard. Aici este butonul de air quality, dacă mașina simte că avem o calitate a aerului destul de nasoală, va trece pe recirculare, avem și ionizare, avem de toate, ce să mai. Dacă dăm de aici, de sus în jos, avem dark mode, bright mode, da, dark mode-ul e mai tare, sunet, last destination, câteva scurtături, cred că și aici. Da, și aici putem să personalizăm și să punem ce informații vrem noi. Aici avem informațiile de ceas, informațiile despre internet, notificări dacă ai așa ceva, CarPlay-ul este aici și din nou scurtăturile cu moduri de rulare, driving profile eco sport, individual și de aici selectezi individual, driving dynamic steering drive, adaptive cruise control și AC. Aici avem din nou favoritele și aici mai putem personaliza. Head-up display, SC, charging, auto hold și așa mai departe. Și aici mai poți să mai pui key free, adică keyless entry, charging, head-up display, head-up display position, wiper service position. Asta e tare, că poți să pui ștergătoarele în modul de service, să coboare oglinda când ești în marș arier, plierea oglinzilor, auto hold. tot ce înseamnă informație importantă poți să faci. Mergem aici, avem telefon, radio, media, navigația mașinii pe care am folosit-o și o să o vedeți la proba de condus mai mult. Vehicul și avem așa, interior, head-up display, drum, toate informațiile. Dacă dai pe Snow la Color Scheme, culoarea devine albastră, ca să nu fie alb pe alb când mergi pe într-o zonă cu zăpadă. Asta e foarte tare. Să resetezi computerul de bord, luminile interioare și avem date cu privire la consum, long term, since charge și așa mai departe, pe care le putem reseta dacă dorim mai puțin. Aia, since charge. Parcarea. Cu sau fără senzori, cu sau fără parcare automată, cu sau fără camerele 360 pe care le-ați văzut mai devreme, stânga-dreapta și așa mai departe. Și cu setări, diverse setări pentru rear cross traffic alert, reverse brake assist și așa mai departe. Mașina vine standard cu o grămadă de sisteme de asistență și de siguranță. Și oricum va primi 5 stele la TSL Euro, nu încape niciun dubiu când vine vorba de acest lucru. Avem setările pentru încărcare, informații, cu optimizare, cu locații și cu alte setări, battery care mode. Avem precondiționare, sisteme de asistență, toate sistemele de asistență. Astea două se reactivează de fiecare dată când intri în mașină și cred că nu doar astea. Mai avem câteva setări generale, modurile de rulare și luminile ambientale. Și aici putem să setăm culorile, să vedem. Și putem să avem o culoare sus, o culoare jos sau aceeași culoare peste tot. Am descoperit o chestie destul de interesantă. Dacă vrei să deschizi portbagajul, apeși o dată, dar dacă vrei să-l închizi, ți-a apăsat. Ajunserăm în spate. Spațiul la cap, o este. Deci, un pumn, doi pumni. Dacă ai 1,85, eu cred că ai loc în spate. Dar la picioare este spațiul surprinzător de mare, pentru că eu am pus scaunul șoferului. Se vede că e mult mai în spate față de ăsta al pasagerului. L-am pus astfel încât eu la 1,64 să nu pot să ating pedalele. Atât de în spate este. Observăm că este în dreptul montantului și spațiul la picioare este imens. Este imens. Aici avem scaunul dat la maxim în față și chiar că este imens. Fiind un model electric, avem baterie în podea, de aia podeaua este plană, frumos așa. Dar ce trebuie să știm este că n-au putut să ridice bancheta foarte mult, astfel încât dacă vrei să stai așa, vei sta cu genunchii ridicați. Dacă vrei să te întinzi și să stai mai relaxat, atunci vei putea sta cu picioarele, cu genunchii în jos, să-i spunem așa. Dar dacă vrei să stai așa, drepți, vei sta cu genunchii un pic sus, se vede că poți să bagi mâna pe dedesubt. Bancheta e destul de confortabilă, într-adevăr stai un pic vertical, din nou poți să te pui așa, dar dacă stai așa, stai destul de vertical, nu ai spătar reglabil la banchetă și nu avem nici banchetă pe șine. Avem USB-C-uri, două, pentru fast charging, guri de ventilație, nu avem climă în spate, dar avem guri de ventilație și o cotieră, o vedeți frumos aici, cu 3 suporturi de pahare și bază cauciucată, o cotieră destul de moale și destul de confortabilă și ați văzut din portbagaj, dar acum hai să vă arăt cât de ușor se întâmplă și aici, să accesezi portbagajul prin acest ski hatch. Bancheta este rabatabilă 60-40 cu ski hatch, deci nu 40-20-40. Avem lumină, avem cârlig, avem mâner, avem cap tot ce ne trebuie în spate. Bun, aici avem soundbar-ul care face parte din sistemul de 10 boxe, inclusiv subwoofer. Sistemul se aude bine, am ascultat niște muzică atunci când conduceam, nu am ce să-i reproșez din punctul ăsta de vedere. Întrebarea mea este dacă se adună praf pe bord și se va aduna, va intra acest praf la boxe? Asta e prima întrebare. Și doi, dacă vrei să cureți, cum cureți praful de aici? Că dacă iei o perie, o să intre praful înăuntru în soundbar. Mai există o variantă la care m-am gândit eu, nu știu cât de eficientă este. Iei o melodie cu bas, foarte mult bas și în momentul în care cântă mașina, tu dai cu aspiratorul pe aici. Iar particulele de praf care vor ieși se vor duce în sus și vor fi prinse de către aspiratorul tău. Ce ziceți? E o soluție bună sau nu? Bun, hai să vedem cum e cu Explorica, exploratorul. Suntem pe autostradă momentan, facem un traseu un pic mai scurt ca să ajungem mai devreme la punctul intermediar, că mai avem ceva de mai avem ceva de filmat. Hai să vedem poziția la volan. Evident că e un pic mai înaltă decât la un Turism, fiind un crossover. Nu e nimic greșit aici. Vizibilitatea în general e bună. Observi că avem geamurile un pic mai scunde și parbrizul la fel. Parbrizul este foarte înclinat, mai înclinat decât la ID4, pus mai în spate și mult mai înclinat, dar pe total vizibilitatea e bună. Aici în zona asta e posibil uneori să nu vezi anumite obstacole, să ai un unghi mort un pic mai măricel, dar eu din ce am observat n-am avut nicio problemă, doar poate în giratorii când trebuie să te uiți în stânga, dar în general n-am avut nicio problemă din acest punct de vedere. Ce tunel au făcut și ăștia pe aici prin munți. Acum vedem și luminile ambientale, dacă se vede bine. Luminile ambientale destul de subtile, ceea ce e destul de ok, adică nu trebuie să fie foarte stridente. Ieșim din tunel și mergem către o zonă cu 100 și accelerăm. Suntem pe modul eco acum. Evident că răspunsul la pedală este instant chiar și pe modul eco. Nu prea ai motive să te plângi, nu prea ai motive să mergi pe modul normal, pentru că nu faci decât să arunci curent pe fereastră, așa, să arunci curent pe apa sâmbetei, când modul ăsta e suficient de rapid cât să fii cea mai rapidă mașină de pe șosea sau să faci orice depășire de care ai putea avea vreodată nevoie. După cum putem vedea, mașina e destul de silențioasă. Într-adevăr, dacă o duci în viteză de 130, că acum e limită de 130, viteza la care ajungi destul de repede și viteza care este maximă pe modul eco. Adică nu ai nevoie de pilot. O ții la podea și ai 130 viteză maximă pe modul eco. Mai observăm așa, foarte puțin zgomot de vânt, dar observăm că zgomot la rulare nu este. Zgomot la rulare este pe suprafețe abrazive și Slovenia are destul de multe, are asfalt din ăla abraziv. Dar la viteza asta mai mult se aude un pic de zgomot de vânt pe la oglinzi, că-s mari. Prefer să am vizibilitate bună datorită unor oglinzi mari decât să n-am vizibilitate și să fie mașina un pic mai silențioasă. Dacă îți bate soarele vreodată în ecran, poți să faci așa și să-l muți. Mie îmi place un pic înclinat, ca să fie în ton cu restul bordului. Nu mă deranjează absolut deloc. Poziția la volan pot să spun că îmi place, în sensul că eu, fiind o persoană scundă, pot să stau mai pe spate, adică să nu stau lipit de volan, așa, ca să pot să conduc. Nu, pot să stau mai pe spate, relaxat, să am o poziție mult mai confortabilă și să apăs pe pedale așa, nu așa, cum se întâmplă la alte mașini. În punctul ăsta de vedere, da, îmi place volanul că e subțire. E forma asta de squircle pe care am mai văzut-o și la alte mașini, pe Fiat Panda, pe alte Forduri, pe Dusterul nou și așa mai departe. Îmi place că este subțire. Îmi place mult că este subțire și cu decupaje, exact cum ar trebui să fie. Pentru că eu am mâinile scurte, mi-ar fi plăcut să fie un centimetru, nu mai mult, mai spre mine reglajul. Dar chiar și așa, reglajul e unul dintre cele mai mari din clasa asta. Direcția, în schimb, au făcut-o foarte rapidă. Deci mașina asta se conduce precum un Ford, are o direcție rapidă, ușoară. Evident, pe modul sport se întărește, dar nu avem neapărat nevoie de o direcție rigidă, pentru că oricum nu ai foarte mult feedback în ea, fiind o direcție asistată electric pe o mașină electrică, dar e foarte rapidă și foarte precisă, e incisivă, așa, e direcție de Ford. Am mers cu ea pe niște curbe, n-ai foarte mult ruliu, ceea ce e de apreciat. Suspensia în general lucrează bine, dar pe jantele astea de 20 o simți că e un pic mai rigidă și nu e rigidă din cauza că ai avea jante de 20 pentru că ai niște anvelope destul de groase. Nu, problema este că la o mașină grea, cum este și asta, trebuie să-i pui suspensie un pic mai rigidă, da, ca să nu zbori cu ea de pe șosea, să n-ai foarte mult ruliu. Adică să ții masa mașinii sub control. Asta e, simplu. N-am văzut foarte mult angaj, n-am văzut foarte mult ruliu. Avem două moduri de regenerare normal, care este și adaptivă, e regenerarea adaptivă, frânează în funcție de mașina din față. Asta e foarte tare, dar în general, dacă n-ai mașină în față, face coasting. Și avem și modul B de la braking, unde ai toată regenerarea disponibilă mereu și dacă vrei să o modulezi, o modulezi din pedala de accelerație, care din punctul meu de vedere îți permite să mergi cu o singură pedală în stil one pedal mode, dar nu e full one pedal mode pentru că la viteze de 7-8 km/h se dezactivează sistemul și atunci trebuie să apeși tu pedala de frână. Dacă vrei tu să frânezi, atunci îmi place că s-au mai rafinat sistemele astea de brake booster, unde trecerea de la frânarea regenerativă la cea normală se face un pic mai natural. Și e și mai naturală dacă rămâi pe braking. Adică dacă vrei să ai o pedală de frână ceva mai constantă și consistentă, rămâi pe braking, pentru că oricum frânarea începe dinainte ca tu să apeși pedala de frână. Și atunci ai un sistem de frână mai responsiv. Și dacă mergi sportiv, e aceeași chestie. Pentru că dacă mergi sportiv, vrei să ai o frână rapidă și atunci cea mai rapidă frână o ai stând pe modul braking. Sunt curios cum se comportă Explorica pe drumurile noastre. Dar pe denivelările lungi nu ai nicio problemă. Mașina e foarte ok. Pe autostradă e stabilă. Și acum o să mergem pe un drum virajat. Și hai să schimbăm modul de rulare sport. Evident că poți avea și un mod individual. Și modul individual e destul de ok și recomandat pentru că poți să-ți pui direcția moale pe mod sport. Dar hai să mergem cu ea pe sport. Întoarcem la navigație. Ei, pe sport mașina chiar e rapidă, adică ai un răspuns foarte bun. Un răspuns de care sincer n-ai nevoie. Direcția într-adevăr se face un pic mai grea. Și avem un Explorer în față. Hai să facem și un test de frânare așa să vedem. Într-adevăr, pe frânare simți greutatea mașinii, simți masa mașinii, dar ușor, ușor mașinile astea încep să-și ascundă masa din ce în ce mai bine, cumva. Dar probabil cel mai impresionant la mașina asta este cum se conduce pe viraje. Am avut ieri un traseu foarte virajat, foarte frumos și mașina și-a ascuns masa foarte bine. Direcția incisivă, frânarea regenerativă, răspunsul la pedală foarte bun, foarte rapid. Toate au făcut ca mașina asta să fie într-adevăr una dintre cele mai plăcute mașini la condus din acest segment. Mai e una care să se conducă așa? Electrică, compactă? Nu. Urmează să vedem cum e Scenic-ul, că na, sunt cam rivali. Megane într-adevăr se conduce bine, dar să vedem și Scenic-ul cum se conduce. Și cam acesta este clipul nostru cu Fordulețul Explorer. Acum, sincer, mașina e atât de rapidă încât e posibil să îți pierzi perpisul foarte ușor, pentru că imediat ajungi la orice viteză ai avea nevoie. Ui! Uite, aici aș mai simte un pic masa. Ia, fuge de cur. Ha, ha, ha. Toate mașinile de pe platforma asta au un oarecare sentiment supravirator dacă te dai la ele. Bine, n-am exagerat acum, dar e un sentiment plăcut așa. Bun, ăsta a fost clipul nostru cu Fordulețul Explorer din Slovenia. Spuneți-mi ce părere aveți despre mașină, spuneți-mi ce mașini să mai testăm. Abonați-vă dacă vă place contentul, dați și un like dacă vreți ca acest clip să fie dat și mai departe și să-l vadă și alții. Eu am fost Luci din Slovenia, mașini cu Luci Popa se încheie.